Bună ziua tuturor! Astăzi am un invitat special, Bogdan Ungureanu, numerolog. Bine ai venit, Bogdan, pe canalul nostru! Bun găsit și ție și celor care ne primesc și îți mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag și eu îți mulțumesc pentru timpul tău și disponibilitatea ta! Bogdan, aș dori să te prezinți tu publicului. Cine ești? Ce anume faci? Unde locuiești? Și ce faci frumos în viață? E foarte frumos cum ai pus problema. Mă numesc Bogdan Ungureanu, într-adevăr, dar nu sunt Bogdan Ungureanu pentru că numele este, nu e tot, deși numele spune foarte mult despre noi. Ai spus numerolog? Da, în principal, numerologia este, să spun, axa în jurul căreia, să spun, îmi construiesc ceea ce fac, în principal. Eu n-am făcut doar asta, însă, ca să o luăm așa de la începuturi, la un moment dat numerologia a apărut în viața mea, așa cum apare câte o pasiune pentru fiecare din noi, și m-am apucat de ea exact ca și de o pasiune, așa cum am apucat acum 40 de ani de a cânta la chitară, că nu întâmplător chitară asta e în spate aici. Deci ca o pasiune. În timpul ăla făceam cu totul altceva, profesam într-o corporație, ca fiecare dintre noi, practic, asta a venit în paralel. Făceam numerologie de dragul, de curiozitate, pentru că mi-a trezit foarte, foarte mult curiozitatea și interesul și n-am avut un scop inițial, mă apuc de numerologie ca să ceva, ci pur și simplu ca fiecare din noi, cum spuneam, curiozitate. Însă, aprofundând și mergând la curs, și asta o făceam în timpul liber, cum s-ar spune, adică lucram, luam banii de acolo și îmi plăteam cursurile. Ceea ce recomand oricui să facă, pentru că până la urmă asta e o investiție în tine, chiar dacă nu o gândim de la început așa. Și în timp am descoperit că mă pasionează și îmi place mai mult numerologia decât ceea ce mai făceam eu profesional. Și ușor, ușor, practic am descoperit viața studiind numerologia, dacă nu sună prea pompos. Am descoperit că habar n-aveam nici despre mine, nici despre ceilalți, nici despre viață, deși credeam că știu foarte multe lucrând de ani de zile într-o corporație multinațională, britanică, călătoream mult în lumea IT-ului, am descoperit că habar n-aveam nimic. Și asta este un moment de aha, zic eu, pentru oricare dintre noi la momentul în care suntem maturi și credem că le știm pe toate și le dăm tuturor sfaturi, mai ales ca părinți, știi? Le iei pe copii și le spui, las că știu eu mai bine decât tine și îți dai seama că nu știi nimic și că e momentul să încep să afli ceva. Deci, din momentul ăla am început un fel de proces de autocunoaștere adevărat. Până atunci era doar, cum să zic, așa, trăgeam în gol. Asta s-a întâmplat în 2014. Mi-a picat în mână o carte pe care multă lume, probabil prin România, o știe, Cartea lui Anatol Basarab, Numerologia în viața fiecăruia. Am început să o citesc. De acolo am simțit nevoia să mă duc să cunosc omul care a scris cartea, pentru că îl îndrăgeam de pe YouTube. Cam asta e parcursul meu. Și de acolo nu m-am mai putut opri. Deci, practic, toate cursurile pe care le-a ținut Anatol în București până în 2020, când nu s-a mai putut ține în sală, am fost și le-am făcut. Deci, practic, am repetat curs după curs. Ce a fost interesant, și asta o spun și pentru alții, sunt oameni, și în psihologie se știe, sunt oameni care învață mai ușor învățându-i pe alții. Iar când ești pasionat, cu atât mai mult simți nevoia să-i spui, știi, uite ce am aflat, uite ce interesant, uite. Și din cauza asta, în 2015, n-am mai stat pe gânduri și pentru că îmi și place să dau mai departe, m-am apucat să țin eu cursuri. Deci ce învățam, ce citeam în cărți, ce aflam de la cursuri, m-am apucat să le împachetez în felul meu și să țin cursuri din 2015 în ceea ce am numit eu la vremea aia numerosfera. De aia am găsit un nume acestei școli pe care, de fapt, am început atunci să o inițiez. M-am cunoscut cu mulți oameni atunci, sunt oameni pe care îi cunosc și acum. Și asta m-a ajutat foarte mult. De ce? Pentru că, spunându-ți ție din ce mă pasionează pe mine, cresc și eu și crești și tu. Dar n-am făcut din asta un scop în sine. Am început să țin ateliere, acolo aflam mereu mai multe lucruri, le dădeam mai departe, așa am lucrat și cu oamenii. Și uite așa m-am dezvoltat. Ce a fost interesant, că în 2020 deja eu nu mai vreau să merg la job.
Adică nu mai simțeam că mă mai împlinește, deși, și asta probabil că mulți se vor regăsi, deși bifa teoretic tot ceea ce oricine își dorește. Să ai un job bun, stabil, bine plătit, pentru România era extraordinar de bine plătit, să ai, cum să spun, o stabilitate. Dar dacă nu te mai împlinește pe tine sau ai deja acolo consider că ai făcut tot sau deja știi cam tot ce trebuie, practic nu mai simți că te crește, ci doar iei niște bani ca să-ți plătești facturile. Și atunci, în 2020, am făcut, cum s-ar spune, switch-ul. Am lăsat corporația, m-am lăsat de tot ce însemna IT și m-am apucat să fac doar cursuri, ateliere și sesiuni, adică lucru cu oameni. Am lăsat lucru cu computerele și m-am apucat de lucru cu oamenii. Pe scurt, cam ăsta e traseul în ce înseamnă profesia de numerolog. Ideea este că tot atunci, chiar prin 2019-2018, Anatol a venit cu ideea de a constitui o asociație a numerologilor și practic sunt parte din nucleul care a construit asociația de la începuturi. Ce a adus bun chestia asta, o să se vadă în timp dacă a fost bun sau nu, pe lângă că a coagulat oameni pasionați de chestia asta, a deschis calea și chiar s-a întâmplat ca această profesie de numerolog să devină, cum s-ar spune, profesie oficială recunoscută de statul român printr-un certificat. Asta în urma unui curs pe care l-am inițiat anul trecut, asociația l-a inițiat, în cadrul căruia sunt trainer. Deci, practic, fac parte din prima generație de numerologi oficial acreditați, profesioniști. Ceea ce mă face și mândru și în același timp mă face să mă simt foarte responsabil pentru a continua chestia asta. Și o să înceapă un al doilea curs de numerologi profesioniști și probabil că în timp vor apărea mereu mai mulți oameni care nu fac sau nu studiază numerologie doar pentru ei, ci pentru a o pune în slujba oamenilor. Așa cum și psihologia o face, așa cum și alte, nu știu, tehnici fac. Cam asta e pe scurt. Ideea următoare, eu m-am apucat de, tot așa, fără să caut asta, dezvoltare personală, cum zice toată lumea, că de fapt după mine toată viața asta e o dezvoltare personală, numai că nu e conștientizată sau nu e planificată din timp. Sau ne trezim la un moment dat că, uite, de fapt, de acum vreau să o fac conștient. Asta s-a întâmplat în 2012. Atunci m-am apucat eu prima oară pentru că mi-am schimbat, m-am separat, am divorțat, am trecut printr-un divorț, printr-o grămadă de lucruri pe care mulți dintre noi le experimentăm în viața noastră. Se schimbă oamenii, schimbăm relațiile. Deci am și experiența practică a unui proces de genul ăsta de separare, de ca părinte, că am o fică care acum are 29 de ani. Deci, practic, am o experiență și ca părinte, și ca soț, și ca divorțat, și ca om care își reface relația și după aia trece de la o relație la alta. E, toată experiența asta m-a ajutat, practic, să combin cu numerologia. Am făcut niște formări în coaching, în hipnoză, în public speaking și atunci le-am combinat pe toate. Și am ajuns în momentul ăsta să, practic, să spun că-s numerolog, dar de fapt știi cum e, începi să pui tot ce ai în tine, le combini și este ceva care, măcar din punct de vedere al unicității, al felului în care eu o fac, aici pot să spun că e unic. Altfel, numerologia e numerologie, știi foarte bine, celelalte tehnici sunt, să spunem așa, pentru toată lumea. Felul în care fiecare o ia și o face, zic eu că face diferența. Personalizarea, dar sunt de acord cu tine. Și apoi, cu cât avem mai multe cunoștințe, cred că atât mai bine, pentru că reușim la un moment dat, în mod inconștient, apoi să unim niște puncte pe care alte persoane nu le văd. Aș vrea să punctez două, trei lucruri care mi-ai zis. Am observat că sunt persoane care trec printr-o criză și ies învinși din ea. Sunt alții care trec printr-o criză și ies transformați. Așa cum ai zis tu, viața este un atelier de creștere, dezvoltare personală, că vrem, că nu vrem. Ori creștem, ori descreștem. Dar mi-a plăcut faptul că tu ai reușit să transformi acea criză a divorțului. Ai transformat-o în ceva care apoi
ți-a adus conștientizări și te-a dus pe o altă stradă. Strada, tu ai zis că la un moment dat, să zicem, din punct de vedere social, aveai deja tot ceea ce vroiai ca și corporatist, dar de fapt cred că nu te împlinea. Aveai din punct de vedere al societății sau așa cum am fost noi educați și crescuți, dar probabil în inima ta nu mai era suficient. De asta ai simțit nevoia și ai avut curajul și vreau să zic încă o chestie și apoi trebuie să vorbești, Bogdan, te felicit pentru că în general dacă ai observat la cursuri și eu pot spun, să spun din experiența personală, mare majoritatea persoanelor care lucrez sunt femei, bărbați mai puțin, pentru că cred că bărbații datorită societății în care suntem nu sunt așa de confortabil cu ideea am greșit, cu ideea de a recunoaște că nu au mers lucrurile perfect, e ca și cum s-ar declara învins, când în realitate doar ia act de cum au mers lucrurile, ia act de faptul că nimic nu este stabil, că lucrurile se pot schimba, că trăim într-o lume duală și că se poate întâmpla orice. Cred că adevăratul învingător este cel care reușește să treacă, să integreze și să meargă mai departe și să facă să experiența, pe cât de dureroasă a fost, să facă să devină o resursă. Da, sunt de acord cu ce spui. Acum stau și mă gândesc, m-am întrebat de multe ori dacă unii ies învinși și unii învingători și că ce face diferența până la urmă. Din punct de vedere al momentului în care am ajuns și al experienței pe care am strâns-o și ce am extras până acum din ea, părerea mea în momentul ăsta este că, de fapt, cu toții evoluăm. Felul în care noi percepem sau etichetăm sau ne facem o părere despre acea întâmplare face diferența. Nu cred că întregul face altceva decât să evolueze. Și atunci, dacă eu cred că o anumită situație sau îi pun o etichetă că aici e suferință și aici am avut o cădere și gata, nu mă mai pot ridica, este pentru că așa consider eu momentul ăla, nu pentru că n-aș putea să schimb ceva sau să o văd invers. Eu am învățat o chestie, că acolo unde e, cum să spun, unde e suferință este și bucurie sau, mă rog, unde e plus e și minus. Nu există, că nu le-am făcut noi. Yin-ul și Yang-ul sunt în același loc. Lingura e și concavă și convexă în același timp. Dacă eu aleg să văd doar că e convexă, asta nu ascunde sau nu diminuează faptul că e și concavă. Prin urmare, dacă văd că e ceva rău, trebuie să mă întreb întotdeauna ce este acolo valoros pentru mine. Oricum, a spune că e ceva rău este doar o etichetă noastră. Mi-a luat foarte mult timp să-mi dau seama, știi? Da, o percepție personală, cred, și asta depinde de foarte multe. Totul e despre percepția noastră, pentru că întregul, sau cum îmi place să spun, apa e udă, că îmi place sau că nu-mi place. Dacă eu cred că faptul că apa e udă e rău, asta e strict părerea mea, pe care, culmea, pot să mă și schimb. Și chiar o facem, dar o facem inconștient în funcție de, să spunem, de interesele noastre. Deci, faptul că bărbații sau femeile, și aici nu știu cât de mult ține, cred că ține mai mult de pondere fericirea decât de gen, să spunem, sau de faptul că ești bărbat sau femeie, deși numerologic știm foarte bine sau se vede foarte bine de ce bărbații în general nu au atâta pornire să iasă în față și să caute să-și asume într-un fel sau altul și partea lor. Ideea următoarea. Atâta vreme cât eu nu-mi pun întrebarea cu ce am contribuit eu la o situație, voi rămâne totdeauna pe din afară și voi da vina pe celălalt, voi considera că numai celălalt sau că situația în sine, dar eu nu mă văd acolo. Deci marea schimbare pentru mine a fost să mă întreb întotdeauna, ok, dacă sunt într-o situație care este neplăcută, rea, cu ce am contribuit eu acolo? Ce am atras? Ce parte din mine a atras? Deci divorțul până la urmă, ca să ne întoarcem concret, pentru mine n-a fost decât, cum să spun, a fost o experiență, nu mai spun că e bună sau rea, dureroasă sau nedureroasă, dar o experiență extraordinar de importantă pentru momentul ăla. Plecarea din corporație și schimbarea profesiei, la fel, a fost o experiență și este o experiență de care am nevoie și pe care am ales-o conștient. Până la urmă,
mulți se vor regăsi în ce voi spune acum. Eu am fost un copil extraordinar de bun, din perspectiva faptului că am urmat foarte bine inconștient ceea ce ai mei mi-au spus. Deci un copil, să spunem, conștiincios și cu minte. Am făcut toate temele pe care ai mei de-a lungul tinereții și copilăriei mi le-au transmis în cea mai bună dorința lor de a mă ajuta. Adică să ai o casă, să ai un serviciu, să ai o familie, să faci un copil, să ai venituri bune, să-ți plătești taxele, să fii cu minte, să respecti legea. Astfel încât la 45 de ani bifase în toată lista asta de copil cu minte, fără să-mi dau seama și fără să-mi propun, pur și simplu, de drag. Adică am simțit că e ok, numai că la momentul ăla bifasem tot și totuși nu mă simțeam că nu e totul sau nu e asta. Sau ok, le am pe toate, social și așa, bifam mai mult decât majoritatea oamenilor și totuși de ce vroiam ceva nou? Un fel de ce faci, frate, nu te bucuri de ce ai și tot timpul ești nemulțumit. Nu a fost de nemulțumire, a fost de faptul că acele experiențe nu erau toate. Viața îți cere mai multe, sufletul are mai multe nevoi decât doar să bifezi lucruri sociale. Și am început schimbarea pentru că pur și simplu, deși aparent aveam de toate, de la momentul ăla încolo nu mai era ce aveam nevoie. Și de mulți oameni ce văd și vin și la mine în terapie și vin să mă întrebe ce să fac, cum să, de ce să schimb, că totul e bine. Dar nu e bine dacă simți nevoia să schimbi. Înseamnă că ceva acolo se mai cere trăit. Adică experiența nu se termină la 45 de ani bifând tot ceea ce știm noi că ar trebui să fie. Plus că nu toată lumea are nevoie de aceleași experiențe. Nu toți trebuie să se căsătorească, nu toți trebuie să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți, ceea ce este, știm bine, o, nu știu, o bulă învățată în copilărie din povești, pentru că n-ai cum. Am mai zis eu, aș vrea să știu povestea lui Albă ca Zăpada și a prințului ei după ce s-a terminat povestea. S-au dus acasă și au început să trăiască împreună. Care a fi fost povestea între ei până la adânci bătrâneți? Deci nu toți sunt relații pe care avem nevoie să le facem ca să învățăm să ieșim din ele. Cum vine asta? Adică nu trebuie să trăim împreună până la adânci bătrâneți? Nu neapărat. Sunt relații din care înveți abandonul și respingerea ca să treci prin asta și să alchimizezi genul ăsta de experiențe sufletești. Totul e despre experiența sufletului în viața asta, nu e despre a face case și mașini doar ca să le faci. Tot de experiență e vorba. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar mulți oameni încă stau blocați pentru că nu acceptă că, de fapt, fiecare e unic și are niște experiențe unice pe care să-și dea voie să le caute, nu să aștepte din cărți să le afle, că nu o să le afle. Da. Vreau să numerologia la ce mă ajută? Să văd cumva către ce se duce fiecare. Știi, mă ajută să văd cumva proiecția căii omului respectiv prin numerologie. Tu probabil că ai și alte metode, ca fiecare. Există multe alte metode de a vedea mai adânc ce treabă are omul ăla prin viața lui. Da. Știi ce cred eu? Cred că sunt atât de multe instrumente de autocunoaștere și de transformare, pentru că noi toți suntem diferiți și fiecare, la un anumit moment din viață, are nevoie de un anumit instrument. Deci nu cred că există instrumentul instrumentelor sau că care poate fi aplicat la toată lumea în fiecare perioadă a vieții sale. Cred că noi trecem prin etape, ne transformăm și avem nevoie de altceva, de alte puncte de vedere. Bogdan, vreau să te întreb ceva. Deci am sincer, deja ți-am zis înainte de a intra în interviu, sunt paralelă cu numerologia. Deci am apelat la servicii și am fost încântată. Okay. Am fost încântată pentru că am descoperit noi aspecte despre mine și nu pentru că am crezut orbește, dar pentru că erau alte aspecte pe care persoanele, când a fost una singură, mi le-a zis fără să știe absolut nimic despre mine. Deci sunt anumite amănunte care mi-au confirmat că nu e doar o chestie așa, o părere, da? Deci, vreau să întreb ceva. Tu ai zis că numerologic se vede de ce bărbații nu sunt atât de predispuși să se să iasă în față. Să... Vrei să ne explici un pic, dacă se poate, acest aspect? Cum vezi tu din numerologie că bărbații nu sunt așa de predispuși la
A se expune. Bun, așa foarte pe scurt, pentru că e o generalizare foarte mare. Când spunem bărbații, ne referim la tot ceea ce înseamnă energie masculină și bărbați. De fapt, energia masculină e una. Omul bărbat este altceva decât doar energie masculină. Dar la teorie, sau să zicem așa, la principiu, că nu la teorie, în principiu, bărbatul este exponentul cifrei 1. Deci, simplu, ne ducem la prima cifră din cele 9 pe care le știm și, practic, cifra 1 reprezintă autodeterminare, autorealizare și, cumva, unicitate. Ce înseamnă? Unicitate înseamnă eu sunt singur. Toți bărbații, prin natura lor și psihologic și cum vrem să o luăm și numerologic, ei nu se văd decât pe ei. La esență, bărbatul se vede doar pe el. Și atunci, de ce ar veni el la tine sau în altă parte să-și rezolve o problemă sau să recunoască în afara lui? Pentru că el este exact ca și cum ai fi singur acasă, să spunem. Dar când ești singur acasă, tu cu tine îți rezolvi problemele, tu ție îți spui, tu pe tine dai vina, pe tine te feliciți. Este cumva, să spunem în ghilimele, narcisismul la maxim. Și atunci, e foarte dificil pentru orice bărbat care nu s-a educat. Deci, nativ, un bărbat va dilui el cu el. Și atunci, ce să mă duc eu la cursuri, ce să vorbesc eu cu cineva, ce să dau eu în afară când eu mă văd doar pe mine? Din sensul ăsta, numerologii bărbații sunt autocentrați pe ei și sunt exact ca soarele. Soarele nu dă socoteală planetelor. El arde și atât. Nu să vină să te întrebe dacă sau să-și dea seama că ar putea să relaționeze cu tine. Asta este apanajul cifrei 2, adică energie feminină, adică femeia. De aceea femeile sunt două puncte, nu mai sunt un singur punct singur și se vede doar pe el. Femeia se vede pe ea, dar îl vede și pe celălalt. Astea, cum s-ar zice, ABC-ul celor două cifre, Yin Yang 1 și 2. Prin urmare, ce se întâmplă și ce vedem? Femeile, în general, se conectează. Este de fapt și conceptul de conexiune sau de relație. Pentru că unul nu are cum să facă relație. Nu există relație într-un singur punct. Doiul înseamnă relație. Înseamnă, uite, mă văd pe mine și pe tine. De aceea femeia întotdeauna se poate divide, poate da naștere. Bărbații nu pot da naștere. Ei vin doar cu sămânța lor, cu unul. Și atunci femeile, în general, caută exact conexiunea emoțională. Noi, ca oameni bărbați, avem în noi un doi. Avem în noi emoții. Avem o femeie în noi. Și atunci, bărbații care se deschid sunt cei care au predispoziție nativă spre energie feminină, au mai multă feminitate, nici asta nu îi face nici fătălăi, nici îi face sensibil și îi face deschis spre emoțiile lor. De aceea ei sunt mai umani, să spunem. Bărbații care rămân blocați doar în ei vor avea mari probleme până când vor ajunge tot la asta. Adică să-și exprime feminitatea din ei, să se conecteze. Și să vină la un curs, să vorbească cu celălalt. Altfel vor coagula, vor umbla singuri în jurul lor. Și le va fi imposibil să se dezvolte. Vor rămâne niște singurate și niște narcisici. Lucru care se poate întâmpla și la femeia om, să spunem, ca să facem diferența între energie feminină. Există multe femei care sunt foarte masculine. Iar vremurile noastre, în ultimii 20 de ani, deci de când am intrat în lumea lui 2, am trecut în anii 2000 cu 2 în față, ce face? Ne împinge foarte mult spre a ne dezvolta cumva mai ușor datorită tehnologiei și multe femei care se masculinizează în sensul în care devin autonome, se descurcă singure. Conduc mașina, își duc copiii singuri, energie masculină, se masculinizează mai mult și pe care de consecință bărbaților, ca întregul să funcționeze, se feminizează prin acțiunile pe care le fac, prin atitudini și prin tot. Și practic se depolarizează cuplul. Adică femeile devin mai masculine și bărbații mai feminini ca să poată rămâne împreună. Dacă nu se întâmplă asta, se despart. Pentru că întregul nu poate funcționa decât împreună. Dacă nu funcționează, înseamnă că acolo sunt două energii masculine, se bat cap în cap, adică și ea e masculină și el, și ajungem în teoria relațiilor pe care numerologia foarte ușor o poate ilustra. Dar nu vreau să intru mai mult. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Da, mulțumesc. Foarte interesant punct de vedere. Vrei să mai adaugi ceva sau să mai pot pune niște întrebări? Gândeam că
Mă gândeam că practic instrumentul numerologic, pentru că spuneai că nu ai fost în multe locuri, dar ideea e că el este un instrument, ca orice altă cunoaștere. A studia instrumentul fără să-l folosești este ca și cum, deci dacă înveți numerologie sau hipnoză sau psihologie, fără să-l folosești, e ca și cum ai studia o lingură fără să gătești niciodată nimic cu ea. Și cunosc foarte mulți oameni care tot din blocajele lor emoționale și psihologice studiază foarte mult, dar nu se aruncă să facă. De-aia am și spus, eu în 2015 am realizat că felul de a învăța cel mai bun propice pentru mine este să mă apuc să încep și eu să fac niște cursuri cu ce știam eu la momentul ăla. Adică nu știam mare lucru. Dar ce știam, hai să-ți spun și ție. Copiii fac asta la școală și când se joacă, până nu-i blochează un educator sau un părinte, ei își arată unul altora și unii nativi fac asta mai ușor decât alții. Sunt oameni care nu învață ușor predându-le. Pe tiparul meu funcționa bine. Și asta încurajez. Spuneți și celorlalți, arătați-le și celorlalți din ce știți, celorlalți care vor. Adică nu vă duceți peste tot așa să le băgați pe gât ce știți voi. Însă, că se poate întâmpla și asta, și atunci primești o respingere care te face să lași deoparte ce înveți. Dar entuziasmul ăla, uite ce am descoperit nou, îi vei atrage și pe alții, și așa vei învăța și tu mai mult și vei da mai departe și te vei simți împlinit mai mult decât dacă îți cumperi 10 case și 20 de mașini, care nu te vor împlini pentru multă vreme, că știm, consumerismul nu a demonstrat că aduce fericire, ci doar consum. Deci, instrumentul numerologiei eu îl folosesc vorbind cu oameni, arătându-le oamenilor despre ei lucruri pe care altfel s-ar putea să le afle din alte locuri. Însă, mult mai greu, mult mai dificil și poate nu atât de profund și de atent. Astrologia face același lucru. Și să vezi lucru interesant când le pui pe amândouă, adică dacă vorbești cu un astrolog și cu un numerolog despre tine, vei afla despre tine și mai multe lucruri care nu se bat cap în cap și de fapt sunt aceleași spuse altfel. După care te duci în altă parte și afli la tarot. Tot despre tine. Deci, procesul ăsta la ce ajută? Că, pentru că, Felicia, credem, am văzut și oameni care fac asta, dar la un moment dat nu se mai întâmplă nimic cu ei decât că aleargă de la un curs la altul, de la un modul la altul și li se face capul atâta. Și știi ce se întâmplă? În momentul ăla devin extrem de orgolios și intelectual. Eu știu, hai să-ți arăt. Fii atent, știu și de-aia am citit și cartea aia. Zic și ok, și cui ai spus despre asta? Pe cine ai luminat cu... Păi nu, că încă mai vreau să învăț și la un moment dat o să fac. Zic, cam când? Păi nu, încă n-am aflat. Și uite, așa sunt oameni care stopă de carte aici. Te uiți în viața lor, nici măcar 2% din ce au învățat de acolo nu aplică în viața lor. Asta este ce am observat inclusiv în viața mea. Am avut perioade mari în care le spuneam tuturor ce trebuie să facă, de-aia nu făceam nici măcar 1%, dar eram doctor în ce trebuie să faci tu. Suntem buni la dat sfaturi, asta e clar. Dar Arătam pe al numerologic, știi? Adică aveam și instrument să-ți arăt ce trebuie să faci, dar eu nu făceam. eu n-am făcut niciun Da. curs de Până am numerologie, deci nu sunt paralelă, am zis. Am citit acum 30 de ani o cărticică, o și mai am, pentru că am cumpărat-o când eram studentă la Iași și sunt afecționată de cărțile care le-am cumpărat atunci. Doar am fost în ședințe individuale ca să aflu mai mult despre mine. Dar vreau să. Bogdan, vreau să te întreb, numerologia nu este doar, de exemplu, ce am citit eu în acea carticică, îmi pare rău că n-am adus-o, o am dincolo, ca să ți-o arăt. Nu este doar numerologia. Are mai multe ramuri sau aspecte, nu știu cum să le numeresc, pentru că tu ai făcut acum un curs de numerologie karmică. Ai putea să ne vorbești un pic despre numerologie, cu ce se mănâncă? Te rog. Ok. Dacă te-aș ruga pe tine, dar nu o să intrăm în detalii, dacă te-aș ruga să-mi spui despre psihologie, ce mi-ai spune? Este foarte vast. Despre inginerie, da? Deci, Psihologia, sunt despre nenumărate medicină. ramuri, sunt nenumărate școli și oricum este într-o continuă evoluție. Da. Unele Exact. ramuri se bat cap în cap, multe sunt complementare.
Da. Interesant, știi ce este? Că psihologia în sine, ca și concept sau ca și sferă de, nu știu, de existență în viața asta, nu știu cum să-i spun, că este psihologos, da? Deci este, cum s-ar spune, vorbirea sufletului la bază, de asta se și numește psihologie. Ea există dintotdeauna, n-am inventat-o noi oamenii. Nu, Felul în care o structurăm, cum o descoperim, că noi nu inventăm, noi descoperim, este ceea ce se întâmplă în ultimii, să zicem, 200 de ani sau 150 de ani de la Freud încoace și chiar puțin mai devreme. Dar psihologia există dintotdeauna și, de exemplu, numerologia acum mii de ani în urmă, pe diverse părți ale lumii, tot psihologie făcea, că până la urmă tot despre sufletul ăsta care vine aici în manifestare, trăiește niște experiențe, curăță niște karmă, rezolvă niște probleme, capătă niște valențe noi, după care se întoarce și revine, se întoarce și revine. Deci, ca să spun despre numerologie, pentru că este una dintre cele mai vechi cunoașteri și metode de a cunoaște, ca să nu-i spun știință, pentru că în ziua de astăzi e o mare dezbatere dacă astrologia, numerologia, tarotul sunt științe. De ce? Pentru că au o componentă ezoterică foarte mare și o componentă exoterică, cea care e pragmatică, pe care o folosim. Bogdan, Și mulți, scuză-mă că te întreb, mulți și psihologia nu o consideră o știință. Deci, exact. foarte mulți nu consideră psihologia ca fiind o știință De în acord, de general. acord. De ce? Pentru că este o știință ca și numerologia, care e mult mai exactă, să spunem, decât ceea ce numim psihologie în ziua de astăzi, adică vorbesc strict de instrumentul psihologic, este o știință statistică. Nu este o știință mecanică. În științele mecanice, orice, mă rog, fizic se supune legilor mecanice. Dacă dai drumul la orice obiect, va fi supus gravitației. Aici nu poți să demonstrezi decât statistic. Și atunci și numerologia putem să-i spunem o cunoaștere statistică, dar nu mai exactă. E, mă întrebai de numerologie în general. Sunt mai multe curente de numerologie, fiecare analizând o parte a aspectelor vieții. Iar la un alt nivel mai pragmatic pentru noi, o parte a aspectelor umane. Una ți arată, de exemplu, numerologia pitagoreică. Și aici, cine vrea să înțeleagă cât de exactă este numerologia, să-l întrebe pe Pitagora, care este unul dintre mari învățați ai umanității sau ai civilizației curente, care avea școală de numerologie și făcea și matematică. Cine va vrea să studieze și nu va lua ce spun eu așa, dar foarte, foarte ușor, va găsi asta. Deci cercetați viața lui Pitagora și o să vedeți că el avea o școală de numerologie care a pus bazele acestei numerologii pitagoreice de astăzi, pe care o folosesc multe, să zicem, școli moderne de numerologie, dar care nu e singura. Și acum zeci de mii de ani se folosea numerologia și la faraoni și în Mesopotamia, însă alte civilizații, instrumentul același, ca să înțelegem un pic. Pe de altă parte, în Asia, chinezii de mii de ani folosesc numerologie, din școala chineză de numerologie. În Oceania sau în Hawaii găsim și acolo numerologie, în America găsim numerologie, în Europa găsim. Deci, exact ca în psihologie, sunt diverse școli. Culmea e că astea nu că nu se bat cap în cap, ci se completează una pe cealaltă. Asta m-a atras, exactitatea numerologiei. Deoarece, știi, crezi în numerologie și știi ce le răspund? Ok, dar tu crezi că 2 plus 2 e egal cu 4? Sau știi? Poți să-mi demonstrezi că 2 plus 2 e altceva decât 4 în lumea asta? Și atunci n-am cum să cred ceva ce este concret, clar, măsurabil. E, interpretarea face diferența, Felicia, dar asta o întâlnim și în alte domenii. Te duci la medic. Medicina, să spunem că are clar o structură, îți ia analizele, interpretarea analizelor este a medicului. Asta face diferența și la numerologie. Numerologul face diferența omului respectiv din fața ta. Și atunci, nu orice client e pentru orice numerolog, nu orice pacient e pentru orice doctor, nu orice, nu știu, infractor e pentru orice avocat. Fiecare din noi avem, ne atragem, să zicem, profesionistul respectiv. În numerologie, pe de-o parte, numerologia pitagoreică ne ajută să înțelegem ce e cu tine în viața asta, ce predispoziții ai, ce calități, ce limite, unde ai putea să cedezi, unde ești foarte bună în anumite domenii, pentru că nu le poți face pe toate, da? Și există numerologia karmică,
Există taronumerologie, există astronumerologie, care nu are treabă cu astrologia. Deci sunt multe curente care ne vorbesc despre vieți anterioare, despre ce o să se întâmple cu tine, despre ce se întâmplă cu tine la nivelele astea de aici, la nivelurile astea de, nu știu, profesional sau relațional. Deci e atât de vastă încât, exact cum m-ai întrebat despre, zi, despre inginerie, la fel aș putea să mă străduiesc ore în șir. Și asta o fac la cursuri. Acum țin curs de numerologie karmică, da? Deci despre ce ai adus cu tine din existența anterioară și din existențele anterioare și ce treabă are sufletul tău pe aici în viața asta și ce o să determine în existențele următoare, dacă ne interesează. Pe mulți nu interesează ce o să întâmple mâine, dar minte viața viitoare. Până la urmă știi cum e, trăiește momentul prezent, vezi ce ai acum de făcut. Așa Cam cum asta e cu numerologia. Multe direcții. Aha. Multe curente. Deci ai zis, stai puțin așa. Ce înseamnă astronumerologie? Astronumerologie este, de fapt, partea care studiază, să zicem, mișcarea astrelor, dincolo de primul plan pe care astrologia îl cunoaște și îl bunește extraordinar de bine. Adică astrologia se uită la, să zicem, primul strat, planetele din această, din galaxia noastră și ce se întâmplă în jurul Pământului, poziția lor, influența lor asupra Pământului și în pozițiile, să spunem, sau influențele asupra noastră ca oameni a planetelor din primul plan. Însă galaxia noastră face parte dintr-o galaxie mai mare care se învârtește în jurul altei galaxii și când vrei să intri în planurile celelalte sau în planurile nevăzute, atunci astronumerologia lucrează acolo. La fel, există numerologia chineză care folosește cele cinci elemente, nu patru cum folosim noi aici de la Pitagora, adică cele patru tipuri de temperament, apă, aer, pământ și foc, respectiv melancolic, sangvinic, pe care le știm din, și din psihologie. În cinci elemente, lumea e văzută altfel, însă culmea nu contrazice cu nimic teoria celor patru elemente, ci doar ți-o arată altfel. Știi? Pentru că viziunea unui chinez asupra unui copac e diferită de a mea europeană asupra unui copac. Copacul fiind același. Și uite așa ne îmbogățim unii pe ceilalți dacă vrem să le folosim holistic. Dacă nu, putem să ne ducem, știi, să ne specializăm. Eu sunt doar în asta și eu fac doar asta. Și ce asta nu e rău. Da. Treaba mea este să deschid ochii oamenilor și zic, asta îmi place să fac. Așa. Vreau să te întreb Da. la ce este utilă pentru o persoană pragmatică care trăiește în 2024 în Occident. Da. La ce anume este utilă? Deci numai, de exemplu, filozofia, nu? Care aparent nu are nicio utilitate, are o foarte mare utilitate din punctul meu de vedere pentru o persoană pragmatică, chiar dacă la prima vedere nu. Am Dar crezut. ia zi-mi astronumerologia. Da. Te rog, iată-mă Poate că... fi. Da? Cum poate fi utilă cuiva? Ce îi Cel mai... ajută? În momentul, sau cum o folosesc eu, de exemplu, ca să mă duc concret, eu folosesc foarte mult numerologia pitagoreică și puțin din foarte puțin din numerologia karmică, pentru că acolo nu știi dacă omul din fața ta, pe de-o parte, e atât de deschis să accepte că există, să spunem, existența ale sufletului în mai multe încarnări, e și tocmai pentru a nu presa omul. Și de obicei oamenii vin la psiholog, la medic, la numerolog, la astrolog cu probleme foarte simple, concrete, arzătoare. Nu mă mai înțeleg cu nevasta. Sau îmi doresc și o relație că nu tot timpul se întâmplă ceva și sunt singură. Sau vreau să-mi schimb jobul și nu știu ce să fac. Oare dacă îmi plec din corporația asta și mă apuc de grădinărit în loc de inginerie ce făceam, o fi bine, o fi rău? Deci lucruri concrete. Sau am o iubită și nu știu ce să fac, să mă căsătoresc sau nu. Oare când e mai bine să mă căsătoresc? Mulți oameni consideră că cunoașteri de genul ăsta, astrologie, numerologie, mai știu eu ce, chiar și hipnoza este ceva buru-buru și se tem. Că la hipnoza au senzația că își pierd total acolo controlul și... Da, este mitul ăsta. Da.
Da, știu. Deși este un instrument terapeutic extraordinar și în multe situații poate singurul sau poate cel mai eficient din multe. Așa este. Deci, la ce ajută? Ajută la lucruri concrete. Și aici intervine încă un instrument extraordinar pe care, fără de care, consider eu că majoritatea profesiilor de lucru cu oamenii nu pot să se întâmple. Ceea ce numim coaching, tehnici de coaching. Adică arta ascultării și a lăsării intuiției să lucreze în lucru cu celălalt. Combinată cu numerologie, rezolvă probleme concrete, de genul să divorțez sau să nu divorțez. Când e mai bine să divorțez sau când e mai bine să mă mărit, dar oare am un copil? Ce să fac cu el? Cum să-l îndrum? În relații, în relația cu copilul, în relația cu partenerul, în relația cu jobul, astea sunt, de exemplu, trei direcții foarte mari în care, concret, instrumentul numerologiei funcționează extraordinar de bine prin intermediul omului care îl folosește și împreună cu coaching. De asta eu am zis numero coaching, pentru că nu pot să fac doar numerologie, n-am cum. E ca și cum aș vorbi despre bisturiu. Dar bisturiul ăla trebuie folosit într-o. Nu știu dacă face sens, dar eu așa am descoperit că și tu, hipnoza, de exemplu, dacă știu că lucrezi foarte mult pe hipnoterapie, e necesar să ajungi la o înțelegere a ce își dorește omul și către ce mergeți. Ori chestia asta nu o faci prin hipnoză, o faci prin tehnici de coaching, prin tehnici de, nu știu, crearea raportului, care se învață și în psihologie. Și psihologul face același lucru. Are nevoie să cunoască. Că nu te citește, nu te înghicește cum cred oamenii. Mă duc la psiholog sau la numerolog să știe. Asta, de ce spun asta? Felicia, pentru că în majoritatea cazurilor, inițial oamenii din necunoaștere au senzația că vin la ghicitoare când vin la mine. O să mă mărit anul ăsta, vine câte o întrebare. Păi zic, ok, de ce mă întreb pe mine? Pentru că tu știi dacă ai pe cineva. Și de aici începem să vedem ce se întâmplă cu omul respectiv. Cine e el, de fapt, în esența lui? În ideea autocunoașterii, numerologia ajută foarte mult pe fiecare să-și recunoască, de fapt, ceea ce este el și poate nimeni niciodată nu i-a recunoscut lucrul ăsta. Și el stă într-un dubiu, așa. Dacă îi spui unui om, vezi că tu ai, de exemplu, nu știu, ești foarte mult ghidat de cifra 1, se vede aspectul cifrei 1, tu ești autonom, tu te descurci singur, tu pui preț numai și numai pe ceea ce ai realizat tu, pe victoria ta, nu pe victoria făcută de altcineva și dată ție. Și omul zice, da, așa este, așa este. Și de aici pornind, vedem, de fapt, profilul personalității omului, caracterului, așa cum s-a născut, și de aici pornind, omul începe să-și găsească, practic, singur calea. Deci este un ghidaj, nu este nici măcar un verdict sau sfaturi date așa, du-te și acum divorțează, că clar, acum a venit momentul, dacă nu divorțezi o să mori. Așa ceva nu există. Așa ceva nu există în ceea ce fac eu, de exemplu. Nu Da. știu dacă ți-am răspuns la întrebare, Da, dar... ai răspuns la întrebare. Ce altceva să te mai întreb? Doar ca să continui un pic... Mă întrebai practic și mi-a plăcut întrebarea ta, că mulți care ne privesc zic, ok, ăștia vorbesc acolo, dar pe mine cu ce m-ar ajuta? Păi uite, în relația cu copilul, în primul rând, ordinea la nașterea copiilor e importantă în familia ta, pentru că cel mare e primul, deci e numărul unu și trebuie tratat, numerologia ne spune clar cum ar trebui el, nu știu, să te raportezi la un copil, dacă e băiat, primul născut, al doilea născut, al treilea, i-am spus cifre. Iar am spus energii sau arhetipuri. Pe urmă, cum să te mă comport cu el dacă e născut într-o anume zi versus ce cred eu că ar fi bine pentru el, că eu sunt născut în altă zi, am alt tipar comportamental și în loc să te duci cu copilul la psiholog, ca psihologul să-i facă un profil și să-ți spună, vedeți că băiatul dumneavoastră e așa și așa, numerologul îți poate spune fără teste. Asta e foarte interesant. N-ai nevoie să completezi 10 teste psihologice ca să afli un tipar de personalitate, când poți să te uiți în data lui de naștere și în numele lui și știi dinainte. Și culmea este că este foarte exact. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, veniți și vă arăt. Că nu pot Așa. altfel Tu să vă cursurile demonstrez. cum le faci? Le faci în prezență sau online? Din 2020 le fac online
pentru că a fost perioada de pandemie cât nu se putea ține în sală și între timp au apărut foarte multe persoane care nu locuiesc în România, nici măcar în București. Între timp, plănuiesc ca din toamnă să încep să mă întorc în sală. Deci, deocamdată le fac online, le-am făcut în sală până în 2020 și asta este ce îmi doresc cel mai mult, să mă întorc în sală, pentru că lucru cu oamenii față în față este extraordinar. Însă asta îi va face pe mulți care trăiesc în străinătate să nu poată foarte ușor să aibă acces la ele. Deci le voi face și online, le voi Da, face și în comod, sală, cu comod. alte Faci online, cuvinte. faci online și faci și în sală. Ce cursuri ai tu, Bogdan? Deci, Sau hibrid. Hibrid. da, hibrid. Dar tu ai o școală, Cursuri, da? Cursurile sunt de bazele numerologiei și de numerologie avansați. Aici folosim foarte mult școala de numerologie pitagoreică și numerologie matricială, care este extinderea numerologiei pitagoreice. Și mai fac curs de numerologie karmică de bază, pe care îl fac acum, adică se derulează acum în timp ce vorbim zilele astea, și o să mai fac peste de o lună și ceva numerologie karmică avansați, unde e nevoie de o deschidere și de o anume cultură pe care fiecare și-o creează în timp, o deschidere spre a înțelege partea asta karmică. Pentru că dacă nu crezi, nu că nu crezi, nu ai citit nimic despre asta și nu ai o mică deschidere, atunci poți să o ai venit la curs, pentru că vei avea niște aha-uri despre tine și încet, încet, încep să-ți dai seama că, da, există lucruri pe care le-ai adus cu tine din altă existență, așa cum astăzi ai adus cu tine chestii pe care le-ai făcut ieri, alaltăieri, experiențele de ieri, alaltăieri, nu le uiți, sunt în tine. La fel și cele din existențele anterioare. Deci, numerologie de bază pitagoreică, să spunem, bază și avansați, numerologie karmică, bază și avansați. Și între ele sunt ateliere pe diverse teme. Relații, despre tine, despre ziua de naștere, despre cifra destinului, despre soarta ta, despre provocări, oportunități. Sunt o grămadă de, știi cum, bucățele din curs pe care le iau la ateliere. Foarte mult pe relații. Pentru că acolo te ajută foarte mult și numerologia să pui numerogramele una lângă alta și să vezi dinamica potențială a doi oameni, indiferent că sunt el cu ea sau că este el cu el la birou, colegi de echipă, pentru că și acolo e un anumit tip de relație pe care numerologii pot să o descifrezi mai bine. Sau vrei, în business, iarăși, vrei să-ți deschizi o afacere, vrei să-i dai un nume afacerii, brandului tău, firma respectivă are și ea numai cifre, nu? Cont, nume, adresă, toate lucrurile astea conțin cifre și astea pot fi descifrate numerologic. Minunat. Cam așa. Dacă cineva are o problemă karmică sau are o problemă relațională, numerologia oferă și soluții practice, remedii, modalități de a corecta. Am pus bine Cu întrebarea? siguranță. A fost clară? Am pus întrebarea. În primul rând, ce vreau să completez aici este, ai zis, dacă cineva are probleme karmice. Răspuns, toată lumea toată are lumea probleme are, dar karmice. altfel n-am fi aici. De fapt, toată lumea are experiențe karmice de trăit și de transcens, ca să nu zicem probleme, pentru că vezi, karma are și partea ei de ce am moștenit, să zicem, pozitiv. Noi când zicem karma, de obicei, ce este negativ, greșeli. Dar avem și virtuți care fac parte tot din karma, din karma pozitivă, da? Da, mă refeream la karma negativă, mă refeream la partea, să zicem, care ne dă bătăi de cap. Exact. Deci sunt situații, și dau un singur exemplu, în care, în, să spunem, în existența chiar a cea anterioară, nu două, trei, patru anterioare, de exemplu, tu ai făcut ce ai făcut și ai înșelat foarte mult. Ai înșelat, putem să spunem, ori pe parte de amor, amoros, sau ai înșelat oamenii cu bani, da? Le-ai înșelat sau ai lucrat undeva, unde... Că, multă lume înțelege că gata, eu te-am înșelat pe tine, ți-am luat niște bani și nu ți-am mai dat înapoi. Sau... Nu, poate să fie ca profesia mea sau locul unde am lucrat, de exemplu, am lucrat într-o fabrică de armament. Aia ce a făcut, a dus la moartea oamenilor. Și indirect eu sunt parte din karma aia.
Dar noi nu prea ne gândim la asta. El a dat ce am făcut, domnule, acolo am lucrat simplu și n-am făcut treaba. Da, dar ce Da. și atunci, dacă în existența anterioară ai furat foarte mult sau ai făcut parte din ceea ce numim furt, chestia asta se contabilizează la nivel pe verticală, să spunem, spiritual. Poate aici social ne ascundem, nu ne vede nimeni. Dar vertical, știi, acolo se contabilizează. Iar în viața asta vei avea parte de chestii similare și de multe ori în sens invers. Adică tu ești înșelat foarte mult. Tu pățești o grămadă de situații care la alții nu se întâmplă. Știi, și vine întrebarea, dar de ce sunt eu lovit de năpastă tot timpul? Păi hai să vedem că s-ar putea ca să nu fie din viața asta, s-ar putea să fie din existența anterioară și acum nu faci decât să sistemul echilibrează prin întâmplările pe care tu le atragi, de fapt nu le atragi conștient, le atrage sufletul tău, ca să se rezolve, să se echilibreze karma. Și dacă înțelegi asta, deja poți să-ți dai seama, să vezi altfel situațiile din viața ta, să accepti într-un fel altfel și oamenii care îți vin în viața ta. Poate ți-ai trădat mama și în viața asta ai o relație cu mama groaznică și tu ai senzația că are mama ceva cu tine, când colo, cumva, și nu e aceeași mamă fizic, cea din viața trecută. Dar sau poate ți-ai trădat frații, sau poate ți-ai trădat țara, sau poate ai lucrat un spionaj sau mai știu unde. Ai fost luptător și ucigaș. Sunt o grămadă de lucruri, unele foarte grave, Felicia, pe care le poți vedea acolo și din momentul ăla înțelegi că de fapt nu ești vinovat cu nimic, ci ești parte dintr-un mecanism mai mare care se reglează și atunci accepți altfel, poți să faci ceva care să ușureze tot procesul ăsta. Că el se întâmplă oricum dacă vrei sau nu vrei. Asta cred că suntem de acord amândoi. Absolut. Da, mă gândesc că înțelegerea este un prim pas care deja rezolvă extraordinar de multe tensiuni interne, semne de întrebare și așa mai departe. Deci când o persoană reușește să înțeleagă dintr-un punct de vedere mai amplu, da? Deci nu din punctul de vedere al persoanei, eu al punctul de vedere al fericei, dar un pic mai amplu, ok, sunt conștientă de anumite dinamici. Dar să zicem, dacă aș dori să accelerez sau să echilibrez balanța, se poate. Interesantă cum ai pus. În mod conștient doresc să echilibrez balanța pentru că doresc ca în această viață, pe lângă experiențele care mă duc să echilibrez balanța, aș vrea și ceva în plus, cum ar fi mai multă bucurie, mai multă deschidere, mai multă fericire, mai multă pace sufletească, etc., etc. De acord cu tine și de fapt asta de fapt asta este, cum să spun, e un dat pe care la care cu toții avem acces. Ideea este că a fi mai fericit, a fi, tot ce ai spus tu, valorile astea, ele sunt cumva, nu sunt măsurabile fizic. Fericirea mea are cu totul o altă formă sau, mă rog, un fel de manifestare. Nu e ca o mașină roșie și cu brandul X, Volkswagen roșu. Acolo, clar, putem să o măsurăm, să o vedem, da, este acel Volkswagen roșu și cu toate astea e posibil să nu ne facă fericiți. De ce? Pentru că componenta, să spunem, nevăzută, emoțională, e cea care mă face să mă simt. Când spun să mă simt, mă duc la emoții. Ori astea nu se văd, nu se pipăie, se simt. Se măsoară cu alt aparat de măsură decât lucrurile fizice. Prin urmare, mă întrebai cum să facem să accelerăm. În primul rând, schimbarea percepției sau lucru cu percepția noastră, pe care și în psihologie, clar, oamenii o studiază și înțelegem că nu situația în sine e o problemă, ci felul meu în care o percep este, creează problemă sau fericire. Și atunci ne ajută să schimbăm percepția sau să o ajustăm sau să o mai relaxăm sau să ne dăm seama că eu îmi formez percepția, deci eu pot să o schimb. Asta e vestea bună. Când îmi asum responsabilitatea. Deci, până la urmă, se întoarce la responsabilitate, Felicia. Cât de mult din ceea ce pot eu să fac, să schimb sau să diminuez dintr-o situație, îmi aparține și ce pot să fac cu asta. Prin urmare, tot procesul ăsta de autocunoaștere, dezvoltare personală ține de noi și de flexibilizarea percepției noastre, mecanismului perceptiv și de reprezentare, pentru că e și partea aia. Deci, până la urmă, e despre noi. Și dacă vrei să accelerezi ceva, este să accepti, în primul rând, că tu poți să o faci și că ești parte dintr-un întreg. Eu, uite, vezi, asta e o chestie, acum vorbim cu tine, îmi dau seama. Iarăși ceva ce s-a schimbat în mine în timpul ăsta, în anii ăștia, este că am înțeles că sunt parte dintr-un întreg
și că de multe ori poate vreau să accelerez ceva, dar nu merge pentru că sunt legat și de tine și de ceilalți și e nevoie să am puțină răbdare să crească iarba. Că de multe ori pui semințe și hai, hai, îți vine să tragi de iarbă să crească. Nu merge așa. Merge să mă uit la ea, să o contemplu cum crește și să mă bucur să o mai ud, să o mai îngrijesc și să am acolo răbdare. Și la un moment dat mă trezesc că a crescut iarba și e frumoasă. Deci, vezi, ține tot de mecanismele perceptive, de psihologia noastră, nu de lucruri concrete. De-aia numerologia, ca și cunoașterile astea, lucru cu oamenii, sunt foarte personale și individuale. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare, dar se poate, însă de unul singur nu o să poți niciodată. Cum, știi, stomatologul nu poate singur să-și rezolve propriile probleme în gură. Trebuie să meargă la alt stomatolog. Medicul trebuie să ducă la alt medic. Psihologul trebuie să ducă la alt psiholog. Numerologul să meargă la alt numerolog. Hipnologul la alt hipnolog. Și uite așa, de fapt, suntem conectați și dacă am vrea să ne lăsăm să lucrăm unii cu ceilalți, ar fi minunat. Deocamdată suntem foarte individualizați în lumea asta vestică. Mult mai mult decât am fost vreodată. Datorită culturii, datorită doctrinei, să spunem, economice, care este capitalistă, și ne-a individualizat foarte mult și ne-a desfăcut. Ce facem noi acum e să ne adunăm înapoi, zic eu. Să înțelegem că suntem parte dintr-un întreg, că nu suntem numai fizic, suntem și spiritual și suflet și să ne îngrijim mai mult de suflet, că prea ne îngrijim de corp și de lumea fizică și am uitat de suflet. Ce facem noi și eu și tu este mai multă aplicare în lumea asta nevăzută sufletească. Și atunci crește și bucuria și fericirea, uitându-te la tine și dându-ți seama cât de mișto ești, cât de minunat ești ca ființă sau minunată. Și asta e o schimbare, zic eu, de care toți avem nevoie și pe care toți o căutăm într-o formă sau alta. Sper că n-a fost prea abstract, prea filozof. Sper. Filozofia este foarte bună și cred că ar trebui să facem spațiu în viața noastră, mai ales în zilele astea. Poate că unii dintre cei care ne privesc se întreabă bine, bine și concret cum poți să vezi numerologic și aici, pe scurt, este practic sunt componentele datei de naștere. De ce dată de naștere și nu numărul de la pantofi? Este pentru că atunci vii pe lume în această existență și este practic momentul zero, energia zilei, influența pe care tu o ai acolo este foarte specifică și poți să o citești în ziua, luna și anul nașterii. Și de acolo decodificăm o grămadă de semnificații ale cifrelor care compun ziua, care înseamnă cine ești tu când nu te vede nimeni, pe scurt, așa, repede. Luna, care înseamnă felul în care când ești cu cineva, te manifesti și cifra destinului, să spunem, direcția în care viața te duce și în care tu te duci prin viață, fie că îți place, nu-ți place, știi sau nu știi, tot către direcția te vei duce, către destinație. Și numai din astea trei componente, deja omul începe să înțeleagă foarte mult despre el și despre faptul că are niște calități și are niște limite și că e diferit de celălalt. Și în momentul în care înțelegi că tu poți să-ți manifesti unicitatea diferit și să-i respecti unicitatea celuilalt, deja relația cu celălalt este mult mai bună și tu te simți mai bine. Adică te simți mai fericit. Relația e mai ușoară, devine mai ușoară. Devine credibilă. Apropo de ce mi-ai zis tu, o prietenă de-a mea mi-a zis, care ea cunoaște numerologie, mi-a zis să nu mai las vizibilă data de naștere a mea, ziua și luna și anul, pentru că cine cunoaște numerologie m-ar putea citi. Da, acum, întrebarea este care e problema dacă te-ar putea citi. Întrebarea mea a fost fix asta. Și care e problema? Este o teamă acolo că ar putea păți ceva. Da, deci în realitate, cred că comunicarea mai ușoară între persoane, dacă reușesc să se cunoască unul cu celălalt, să se înțeleagă, dacă tu înțelegi că eu sunt un 6 și eu înțeleg că tu ești un 7, poate reușim să facem un efort, eu să ies din 6-le meu ca să ajung la 7-le tău și tu să ieși din 7-le tău ca să ajungi la 6-le meu ca să găsim o cale comună, da? Respectându-ne individualitatea, decât dacă punem o mască și
ne ascundem și încercăm să părem altcineva decât cine suntem. Da, exact așa. Sunt de acord cu tine. Mai ales că dacă pui tu data de naștere a ta undeva, gândește-te că în ziua în care tu te-ai născut, ziua, luna și anul, s-au mai născut poate sute de mii sau poate milioane pe fața Pământului, care matricial sunt, să Foarte mânătoare, spunem, similari, ca să nu zic identici. Ca și cum, să nu știu, astăzi s-au făcut 200 de mii de pahare în fabrica X, dar nu fiecare pahar va ajunge în același loc și la fel de întreg și de, nu știu, știi? Unele pahare ajung pe masă regală, altele ajung într-un raft și nu bea nimeni din ele. Dar ele arată la fel. Deci care ar fi problema? Pentru că formula este data de naștere, numele și pe urmă locul unde te-ai născut, părinții din care vii. Deci este atât de mare diferența între complex, mine am și tine înțeles. din perspectiva asta. Deși frate meu, ca un frate mai mic cu un an și ceva. El e din aceiași părinți născut, cumva, practic, dar el e diferit. Are și el unicitatea lui, diferența lui, al doilea născut. Deci sunt atât de multe diferențe încât eu personal nu m-aș teme foarte mult. Ba, din contră, m-aș bucura ca cine vede data de naștere, să spunem, să știe cu cine are de-a face și să nu mai ceară de la mine ceva ce poate Nu nu o pot să pot să-i dau niciodată. Pentru exact. numerologic nu se pretează. Da, deci aici ține de tot, vezi, tot de optică și de aspectul. Mi-e teamă să nu pățesc ceva sau mă bucur să mă arăt. Da, Și mai mă ușor. bucur să mă arăt și să știm unul cu celălalt mai aproape ce putem face împreună ca să ne bucurăm, cum spuneai tu, de să ne ducem spre pozitiv. Că spre negativ și cu frică e plină lumea de teamă. În toate aspectele în momentul ăsta, dacă ne uităm mai ales pe social media, pe media în general, totul se bazează pe teamă, pe a-ți inocula teamă. Inclusiv în reclamele farma, știi? Nu te doare ficatul? Nu cumva? Poate nu mă doare, dar dacă încerc să mă gândesc, băi, s-ar putea să. Dacă m-ai întrebat, știi, dacă nu te doare, sigur la un moment dat, știi, statistic, oamenii ajung să aibă probleme ficate. Ia de acum ca să nu ajungi acolo. Și asta e totul bazat pe teamă. Și n-am nimic cu farma, pentru că au și o. Adică n-am nimic. Am cu o parte din intențiile farma, la fel cum am cu o parte din intențiile financiar-bancare, dar să nu intrăm acolo. E vorba de intenție. Intenția schimbă tot. Nu banca e o problemă. Intenția cu care, sau farma, sau mai știu eu ce. Intenția cu care mă duc la numerolog este cea care îți va da rezultatul. Intenția cu care mă trezesc dimineața și mă uit pe geam afară este cea care îmi va face ziua frumoasă, cum spuneai, sau oribilă. Deci, totul pleacă de la unul, apropo, unul care înseamnă intenție. Perfect. Da. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Unde te pot găsi? Eu. Cine este interesat să... Tu faci și ședințe individuale, da? Consultanță. Da, și asta o stres pentru că e parte din bucuria mea de a mă conecta cu omul unul la unul. Cel mai simplu, bogdanungureanu.ro este site-ul meu și acolo găsiți și secțiunea de cursuri live, cursuri înregistrate, pentru că unele puteți să le vedeți înregistrate și să o luați de acolo ca un fel de videocast. Găsiți și pentru sesiuni unul la unul. Pe Facebook mă găsiți, am pagina Bogdan Ungureanu numero coach, pe Instagram am și acolo, pe TikTok am și acolo. Deci cine dă un Google mă găsește. E chiar și numărul de WhatsApp Așa. dat e public pe acolo. Eu aș zice să facem așa. Tu ai să-mi dai toate indicațiile, iar eu le voi pune sub acest video. Perfect. Și în primul comentariu care va rămâne fix sub video. Bogdan, dacă vor fi întrebări specifice, ești dispus să te întorci la noi? Mare, mare drag. Pentru că e parte din ceea ce fac cu drag. Adică să vorbesc cu oamenilor, să mă arăt oamenilor și tu m-ai ajuns foarte mult să fac asta, așa că mă întorc cu foarte mare bucurie. Da. Da, mulțumim foarte frumos. Cer scuze pentru conexiunea internet care nu a fost foarte stabilă. Voi lua măsuri data viitoare. Eu îți mulțumesc tare mult pentru timpul tău, pentru deschiderea ta, pentru energia care ai adus-o. Și abia aștept să ne revedem cu întrebări specifice și răspunsuri specifice. Ceea ce eu nu, cum am zis, nu mă pricep. Ți-am pus câteva întrebări care cred că sunt, au fost ingenue și banale, dar cred că este un punct de plecare, să construim ceva deasupra.
Știm amândoi că nimic nu e întâmplător, iar întrebările alea sigur au fost, de fapt, întrebări venite și de la ceilalți sau s-au născut în mintea lor. Ce recomand oricui este, și dacă veniți la mine, și dacă mergeți la Felicia, și dacă mergeți oriunde, gândiți-vă care e intenția cu care mergeți acolo. Că e la numerolog, că e la astrolog, că este la hipnoterapeut, care e intenția cu care vă duceți. Și vă aștept cu drag să vedem împreună ce putem scoate din intențiile voastre. Minunat. Mulțumesc încă o dată, Bogdan. Eu mulțumesc. Să ne revedem cu drag.